Este timpul pentru a-i like IT. Mariana Andrei a sosit în studio. Bună dimineața, bine ai venit. Corect spus este timpul, pentru că da? avem pe ceasuri. Pe ceasuri nu mai mese, am vrut să Acum, spun. Acum, știi, ai venit cu multe ceasuri ca să vedem cât întârzie oamenii la serviciu, că nu mai au cu ce să ajungă. Nu am vrut să aici. Circul autobuzele. N-am vrut să ajungă aici. hai, să, ajungă aici. Să, hai să, aici. Să, să ne bucurăm de audiența de suplimentară, nu? <laughs> Putem să spunem așa și să știi că am pregătit ediția aceasta cu tine în minte. Că știu că tu ești pasionat de ceasuri A și așa, ești pasionat e, de, de sport. De uh, și aici avem un, uh, un ceas care este așteptat de ceva vreme. Uh, este de la Garmin, se numește Phoenix uh, 7X și știe să facă lucrurile acestea. Dintre toate funcțiile pe care le face acest ceas, asta mi-a plăcut cel mai mult. Iată. Are lanternă aici în partea din față, sunt două leduri foarte puternice și în momentul în care alergi, poți să vezi unde calci sau te poți juca, știi, știi ca spioni prin casă. Noaptea când cauți baia, o să poți să-ți luminezi calea foarte ușor. Ba mai mult de atât, stai să intru eu în... Așa și are și acum, printre funcțiile noi și vreau să intru eu în setările de lanternă de aici. Iată, poți să aprind și... Shiroshu. Uh, și ce e interesant, că în programul de alergare, da, să zicem că alergi, detectează care este uh, ritmul tău de alergare și în momentul în care ajungi cu mâna stângă sau dreaptă, că e pentru ambele mâini, um, se prinde LED-ul uh, alb, cel care iluminează, și în momentul în care mâna ajunge în spate, um, se face roșu. În cazul în care alergi pe stradă să în timpul nopții, se poți să fii văzut. Da. Și mi se pare un lucru foarte uh, util. Și când te oprești? De când te oprești, uh, ar fi tare, poate pentru ediția următoare să-i pun avarii, <laughs> cu luminițe portocalii. Dar cât ține bateria? Cât ține bateria? Destul de mult. Adică de ordinul zilelor, spre două săptămâni, cred că vreo 60-70 de ore în modul GPS, plus care și încărcare solară. Are o tehnologie interesantă la ecran. Este un ecran transreflectiv, îi spune în limba engleză. Este un ecran care reflectă lumina și nu prea are nevoie, cel puțin în condiții bune de iluminare, nu are nevoie de... de să stea aprins ca să poți să-l vezi, dar poate fi, evident, are și, poate fi și aprins în cazul în care, nu știu, vrei să-l folosești în timpul nopții și atunci bateria ține destul de mult, datorită acestei tehnologii. Undeva pe aici are și un mic panou solar care poate să-i dea am calculat undeva la 30-40% în plus autonomie. Deci, dacă ești undeva pe munte și folosești GPS-ul și îl ții bă, și -ai destul de multă lumină, poate să, poate să fie încărcat așa. E, sticla de aici este din safir. Deci doar diamantul poate zgâri acest ceas. Um, carcasa este făcută din titan, deci poți să dai cu el și de o stâncă. Um, wow. da, deci, în momentul în care am pus ceasul acesta, am, am simțit că am, pur și simplu ies pătrățelele din mine. Deci e, e genul acela de ceas. Nu e pentru notificări neapărat, ci doar pentru, uh, ci doar pentru sport. Și aplicația uh, este impresionantă. Am mai folosit-o și cu un Garmin Venue 2 uh, Plus, care a fost lansat la CES. Și, de exemplu, îți uh, oferă o mulțime de de parametri, da? bătăile inimii în timp real și îmi spune, de exemplu, care sunt bătăile inimii atunci când sunt în repaus, 49 de bătăi pe minut. Dacă sunt stresat în acest moment, doar 15 nu sunt stresat, fac ceea ce îmi place, e ok. Apoi, un lucru foarte interesant, partea de somn, deși e greu să cu un ceas care are 51 de milimetri la mână, e mare, dar există și o variantă mai mică, 7S, care Practic, face același lucru, uh, minus lanterna. Lanterna este doar pe 7X. Uh, și mai are un lucru interesant, dar n-am apucat să-l folosesc eu suficient de mult. Vedeți aici Body Battery, îmi spune practic câte energie are corpul meu. Și că e. Uh, să vedeți că pe seară începe să tot scadă, um, și ce recomandă să-ți descarci energia complet ca să poți să dormi. De deci ce mai parametri bine? se oh, folosește ca să dormi? E o funcție nouă pe ceasurile um, care au fost lansate acum, și pe Epix, și pe, uh, pe Phoenix. Uh, se numește Stamina. În timp real, și în momentul în care alergi, îți poate spune um, cum să. Sau cum să alergi sau cât de tare să alergi ca să poți să ajungi la destinație întreg. Adică măsoară în timp real nivelul de energie și îți spune, vezi că dacă continui să alergi așa, s-ar putea să nu poți să ajungi la finish. Dacă alegi pentru, la un maraton, se folosește de uh, VO2 max, care este volumul maxim de oxigen în mililitri uh, consumat pe minut. Poate asta, uh, să măsoare asta cu toți uh, senzorii. O să mai dau detalii și la ora 10 că am vorbit cam mult despre Foarte el. tare, dar nu ne-ai spus cât costă. Uh, Eu vreau două. Da, um, nu este un ceas pentru toată lumea, cum spuneam, e doar pentru sportivi și atleți și uh, ne e doar despre senzori și materiale, vine și cu foarte multe hărți care pot fi folosite pentru alergat, de exemplu. Uh, și costă 5941 de lei. Deci sunt scumpe cele de la Garmin, dar deja reușit atâtea pătrățele deja după Da, exact. Uh, este un ceas dedicat celor care uh, preferă să facă sport uh, și mai avem uh, mai sunt câteva modele pe aici tot de la Garmin, dar uh, hai să mergem și în zona cealaltă de preț. Uh, 250 de lei pentru un Redmi Band Pro și um, pentru cei care nu vor neapărat să facă sport, dar vor să fie atenți cu consumul de calorii și cu numărul de pași pe care îl fac zilnic și cât de bine se odihnesc, eu cred că 250 de lei este un început foarte bun pentru o brățară care, iată, are ecran color și îi ține și bateria destul de mult. Mai avem pe aici Apple Watch și Samsung, dar o să dau și mai multe detalii la ora 10. Ne vedem așadar un pic mai târziu.